Am explicat comisiei că la plecarea mea din mandatul de ministru al justiției era pe site-ul Ministerului de Justiție un proiect de hotărâre de guvern cu privire la lichidarea acestei arhive în sensul intrării în ea unei comisii compusă din reprezentanța Ministerului de Justiție, reprezentanța arhivelor naționale, observatori din partea magistraților, judecători și procurori, care urmau să verifice documentele lipsite de semnificații care urmau a fi distruse, documentele personalului ANP care le trebuiau pentru pensii carnetelor de muncă scoase și predate titularilor lor, iar restul arhivei depusă la arhivele statului și secretizate pentru o perioadă de 50 de ani. Ulterior am văzut că domnul ministru Toader a reluat cumva în linii mari același proiect și deja este hotărârea de guvern în vigoare.